Puțin mai sărac în țări participante, Festivalul Internațional de Muzică pentru Copii și Tineret, Stars of Song, a ajuns la final. Juriul prezidat de profesorul universitar Mădălina Ruxanda a avut în componență specialiști și directori de festivaluri din Bulgaria, Turcia și Republica Moldova. O prezență aparte în componența juriului a fost Monica Angel, care și-a sărbătorit ziua de naștere alături de mușceleni. Gala laureaților a debutat cu un recital susținut de câștigătoarea trofeului de anul trecut a festivalului Stars of Song, Astrid Mutu, alături de membrii juriului copiilor din Câmpul Lung. Trofeul Stars of Song Junior a ajuns în Bulgaria la Maxim Yalnazov. Trofeul Vocea Festivalului Marcel Pavel a fost obținut de mușceleanca Ana Maria Picurici, iar trofeul festivalului a fost adjudecat de Nica Dutcă din Republica Moldova. Cei 29 de concurenți selectați pentru a participa anul acesta la cea de-a 6-a ediție a festivalului Stars of Song au fost bine primiți de mușceleni și de administrația locală. Felicitări participanților, în primul rând, felicitări câștigătorilor, mulțumim juriului și tuturor celor care s-au ocupat de acești copii și de acest festival, conducerea și toți organizatorii. Felicitări și ne vedem la anul. Probabil în aceeași formulă. Chiar dacă peste festivalul din acest an s-a tras cortina, organizatorii se gândesc deja la pregătirea următoarei ediții, cea de-a 7-a, care va fi, după spusele organizatorilor, la un nivel mult mai ridicat.